Start recording. Is everything okay? 51, 52, probleme microfon. Perfect. Salutări din Westeros și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cine nu știe, pe Încă Ceva găsiți foarte multe chestii legate de Game of Thrones. Extraordinar de multe. Iar în fiecare săptămână, cel mai târziu, eu sunt ultimul dintre creatori de conținut dedicat serialului care publică, avem analiza episodului. Analiza e mai mult, mai impropriu spus, pentru că știm exact ce se întâmplă în serialul ăsta, deoarece am citit cărțile, astfel că mai grabă este un comentariu extins, aș spune, asupra episodului. Așa că, dragii mei, fără să ne pierdem timpul, haideți să începem comentariul extins la episodul 7. Toată scena asta, serialul începe, sau episodul începe cu scena asta de pe plajă, în care Rhaenyra, Syrax se întâlnește cu Seasmoke și cu Allen of Hall. E drăguță scena, nu, din nou, referința față de carte nu există, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în carte. Seasmoke nu și-a ales singur Ryder, ci pur și simplu Seasmoke, la fel ca toți ceilalți, a trecut printr-un proces de adunare a un proces de alegere a dragonilor, de încercare de alegere a dragonilor. Dacă veți citi Fire and Blood, veți înțelege că procesul a fost mult mai simplu, să-i spunem așa. O să discutăm despre asta și în scenele ce urmează. Scena e foarte ok, mi s-a părut mișto. Mi se pare o singură chestie ciudățică aici, din nou, inconsistența vis-a-vis de personalitatea lui Rhaenyra, care trece de la nu știu ce să fac când e comisaria, nu știu ce să fac, nu știu unde mă duc, la I'm such a decision maker, I'm gonna go confront the other dragon. Aici mi se pare puțin ciudățică. Evident, ignorăm faptul că Seasmoke n-avea de ce să aibă un nou rider, dar fiindcă în serial Laenor este încă în viață, dar aici e vorba de faptul că ei n-au vrut să ucidă pe personajul gay, pentru că gay și de culoare, știi? Pentru că ar fi avut, poate, au vrut să câștige puncte de diversitate și nicio problemă cu asta, numai că după aia din nou face o alegere, nicio problemă, du-te înainte cu ea, adică mergi până la capăt, Seasmoke trebuia să dispară și poate să introducă alt dragon, deși în carte era Seasmoke cel care trebuia să fie călărit. Dar overall, scena mi-a plăcut, tensiunea e interesantă, ce mi-a plăcut foarte mult, că de-aia am pus pauză pe frame-ul ăsta, este calitatea CGI-ului la nivelul ăsta, de blurriness. Mi se pare că, în primul și în primul rând, scena nu pare să fie filmată pe green screen, adică pare că background-ul e adevărat. Și faptul că, în momentul de față, cum au făcut-o, că e un plate doar cu ea și apoi au făcut totul burat, mi se pare că Syrax în scena asta, nivelul de blur de pe dragon cu nivelul de blur de pe apă și munte și background, mi se pare extrem de bine realizat. Adică față de, precum dau un exemplu, față de Rebel Moon-ul lui Zack Snyder, unde CGI-ul la nivel de depth of field nu funcționează bine, pe când aici pur și simplu este impecabil. Și ăsta e adevărul. Aici CGI-ul crapă puțin, din păcate. Dacă vă uitați la urmele de, chiar sub imaginea mea, există o urmă de pe nisip, nu mai sunt la fel de bune. Dar overall e ok. Și aici, nivelul ăsta de nisipul care face loc la aripilor. E fain și reușește să vândă. Și cea mai faină chestie este, fără doar și poate, incluziunea asta, lumina, umbre, tot ce înseamnă expunerea CGI-ului, foarte bine realizat. Mi se pare că și aici, în scena asta, aici e un detaliu interesant. Mi se pare un detaliu interesant și legat de coada ei și de faptul că nu mai este la fel de îngrijită. E și ăsta un point of reference vis-a-vis de cât este ea de, cât de mult s-au schimbat lucrurile pentru ea și cât de in a state of disrepair, ca să zic așa, e și ea. Dacă în inițial era perfectă coada și prinsă și cum trebuie și simetrică și așa mai departe, aici vedem această coadă complet răvășită, nodulară aproape, știi, care zici, bă, important e să fie prins, lasă-mă în pace, ceva de genul ăsta. Fain detaliu ăsta, mi s-a părut drăguț. O altă chestie care e puțin ciudățică în scena asta este faptul că mai târziu o vedem pe Rhaenyra ducându-se la Vermithor și spunându-i Dohaeris, serve, fi de folos, da? Iar pentru un dragon care n-a zburat cu ea, nu o cunoaște. Și aici, dragonul fostul ei soț, da? Dragonul care a mers lângă, a fost și cu el, l-a mai întâlnit, l-a mai văzut și mai departe,
Aici dragonul este protectiv față de Alan of Hal și foarte mai agresiv față de ea. Mi se pare puțin random choice-ul ăsta. Deci s-a schimbat lumina între scena precedentă, între prim planul precedent și planul ăsta, s-a schimbat lumina, deci e altă lumină. Și mi se pare că și linia mării, din când în când se mai schimbă. În scena asta îi vorbesc despre Rhaenyra, o întreabă de trecutul, arborele genealogic al familiei și el spune că nu sunt o familie care să țină minte și așa mai departe. Ideea e că, iară, în carte e făcută mai smart, ca să zic așa, pentru că asta e o replică care n-are niciun sens, n-a dus nicăieri. Cine e Mike? Mike mea, Mike mea, știi, tu nu știu. Adică, why did you do it? Ideea este că nu era nevoie dacă mergeau pe cursul cărților. Oameni deep de pe Dragonstone, care evident, asta e situația. Mai târziu urmează să spună de asemenea că de pe mama lor a venit linia Targaryen. Trebuie înțeles că familia Velaryon a avut de parcursul istoriei cu casa Targaryen, a avut des câte un membru al familiei Targaryen care s-a căsătorit into the Velaryons. N-am acum arborele genealogic la mine, dar sunt sigur că au existat cel puțin două femei care s-au căsătorit în casa Velaryon. Și atunci, adică să crezi că Corlys, și iar Corlys este, casa Velaryon este o casă din Valyria. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe parcursul a mii de ani de când există această casă, este imposibil să crezi că niciodată un Dragon Lord nu s-a căsătorit sau nu a făcut un copil în linia de sânge a lui Corlys. Problema este că din cauza că voiau atât de mult să sublinieze că doar Targaryen au această putere și așa mai departe, sunt nevoiți să creeze tot felul de linii de dialog care nu au niciun sens. În scena asta ea îi spune că ai făcut ceva, Adam, nu Alan, îi spune că ai făcut ceva, e scena în care îi spune că ai făcut ceva și credeam că este imposibil. Sunt fericită. Practic ei folosesc momentul ăsta de fapt, s-au construit întreaga narrativă cu sismă, cu accidentul ăsta, da? Pentru a-i da Rhaenyra un motiv să fie surprinsă. Ăsta e adevărul. Adică singurul motiv pentru care au construit toată chestia asta a fost ca ea să zică, deci se poate, it's a discovery, ca să zic așa. E slăbus când te gândești la motivație, mai ales că nu era nevoie. E drăguță scena asta. E a doua scenă a filmului în care avem pe Alison și spune nothing is clean here, după care avem această poză, această imagine în fapt cu rat catchers, practic, adică cu șobolanii care sunt acum pescători din cauza că au ucis toți rat catcherii din King's Landing. Totuși, după ce au omorât cei 7-8 rat catchers, sunt destul de sigur că se mai găseau încă 3 rat catchers în, nu știu, în Old Town și 4 la Castle Rock ca să-i înlocuiască pe cei precedenți. Adică acum suntem într-un punct în care ne-am dus pe invers, ca să zic așa. E un moment în care vrem să vedem, ce încearcă ei să ne arate este că lumea lui Alicent, da? În continuare văzută din exterior de undeva departe, în continuare lumea lui Alicent este foarte, e în decay, da? E în coborâre, nu mai e iluminată și plină de vervă. E pur și simplu singură într-un apartament imens. De ce? Nu știu, evident, că n-are niciun sens în contextul serialului, dar aparent se lasă mâncare aruncată peste tot pentru ca șobolanii să o mănânce. Aici îi spune, trebuie să mergem în pădure, fără nimeni, doar cu tine. Probabil că cavalerul se gândea, băi, nu e ok, nu e idee bună asta. I don't like you so much. It's like you're with the Lord Commander. Like, why am I supposed to go with you? Știi? Asta e o scenă drăguță. Toată scena asta în care îi trimit la zid, da? Cum am spus și comentariul din reacție, dacă îi trimiți la zid, trebuie să fie de acord și House Stark. Mai este momentul de față în care the Starks are controlling and supervising the wall. Știi, asta nu este un moment ca în Game of Thrones, unde zidul este complet
independent și semi-abandonat și atunci trebuie să facă cineva ceva să ajungă acolo. Oricine e bun pentru noi, cum ar veni. Evident, aici sunt și două alte chestii pe care le fac, unul la mână. Mi-a plăcut overall cum a fost filmată scena, momentul în care cei doi vorbesc și vedem ce se întâmplă în curte și activitatea. E foarte coreografiată scena, mi-a plăcut chestia asta. Îmi place și volumul de oameni care sunt în curte, îmi place că sunt acești brothers in black, ca să zic așa, acești oameni de la zid, da? Dar în același timp nu au seama că au folosit ideea asta de zid doar ca să mai... Era pe sistemul mult mai des, mai spunem ceva și de the danger in the north, prince that was promised, danger in the north, asta e clar, da? Și la al doilea rând, ce am plăcut această idee de a utiliza, de a explica faptul că cum nimeni nu vedea dragonii, adică nimeni nu știa că s-a întâmplat, ba da, domnule, i-a văzut, numai că uite, nu îi spunem prințului din cauza că mi-a zis un văr de-al un văr de-al un văr, ceea ce a fost relativ ok. În același timp îl pune și pe Larys, adică și îl pune pe Larys într-o poziție ciudățică. Este momentul în care Larys îi spune că mai bine nu-i spunem, când aude lanțul de informare. Într-un Master of Whispers care el ar trebui să știe că tocmai așa vin informațiile. De foarte puține ori informația vine cu adevărat de la sursa primară. De cele mai multe ori este I've heard it from somebody. Adică răspunsul trebuia să fie aici, we should investigate this. Mai ales în contextul în care, cu siguranță, mai erau și alții care au văzut dragonii. Momentul ăsta cu Jace care e frustrat de ceea ce se întâmplă, care are un payoff mai târziu, este decent, aș spune, dar doar atât. Scena asta, deși nu pare, este exclusiv despre Jace, despre cum se simte el aici. E acest, am uitat cum îl cheamă pe ăsta, Bisbury parcă, care spune, știi, domnule, nu se poate ca a lowborn, știi, un nimeni să ia un dragon. Asta în contextul în care el știe că este bastard și atunci se gândește că, uite, lumea se va întoarce împotriva lui. Mie mi se pare că e un conflict destul de sintetic, adică e destul de fabricat doar pentru a umple scena, pentru a mai crea puțină tensiune. În fiecare episod, personajele noastre trebuie să aibă o serie de conflicte, care unele sunt interioare și unele sunt exterioare. Da? Și atunci ei acum încearcă să găsească, adică structura narrativă e în felul următor. Pune în semințe unui conflict viitor extern cu 2, 3, 4 episoade înainte să-l avem conflictul, înainte ca acest conflict să se materializeze și într-o luptă, să-i spunem, dar nu neapărat o luptă, o confruntare. Aici ei vin și spun că ei își pregătesc terenul pentru momentul cu Jace and that's about it. Asta este că, adică are sens să fie într-un fel supărat, dar în același timp nu are sens, pentru că nu e ca și cum e singurul Dragon Rider în existența umană. Totdeauna au existat foarte mulți. Sunt mulți oameni, adică de-a lungul istoriei Targaryen, sunt mulți oameni cu mulți dragoni. Nu e ca și cum, adică în perioada asta sunt vreo 9 dragoni. Nu înseamnă absolut nimic în realitate, știi? Asta e faza. Iar mai este o chestie foarte importantă. Pentru Jace, toți cei care în momentul de față o susțineau pe Rhaenyra, l-ar fi susținut și pe el fără doar și poate. Pentru că erau toți men for the oath, ca să zic așa. Mă urmează din nou. Deci după ce Rhaenyra a fost acest decision maker, s-a întors acasă la ea, la bărbatul cum ar veni. Adică așa funcționează ei scena, așa au construit schimb. Nu e că, da, unde soțul ăsta a ei îi spune chestii. El e calm, cumpătat, el e stâlpul, adică mizaria, știi? Iar Rhaenyra este all over the place, grabbing on the ceiling. Asta e singura chestie bună. Do you trust him? What choice do I have? Așa este. Adică aici asta e singura parte smart în toată povestea asta. Aici cum s-a gândit ea și asta de așa. De ce ești proastă, mă, Rhaenyra? Te învăț eu cum stau lucrurile. Aici nu mi-a plăcut că au furat replica lui Mushroom din carte și au dat-o Mizariei. Dar poate și în carte tot Mushroom a auzit-o la Mizaria, de fapt, și a spus-o, el a repetat-o, de fapt, și de drept. Problema este că tipul ăsta de comunicare metaforică, da, in the sheets and in the wood piles, da, unde nu era wood piles, era hay piles, cred că, sau era oricum grăm în căpițel de fân. În carte, personaje nu vorbesc așa, ci atunci expresia a venit absolut nicăieri. În schimb, o dau pe partea asta, că aici e chestia, au schimbat-o cu, da, dar eu trăiam într-un bordel și acolo veneau tot timpul prinții Targaryen care au făcut tot felul de copii.
Știi? Adică au dat-o în partea cealaltă. Au luat-o din partea de Targaryen, erau considerați zei pe Dragonstone, da? Și oamenii se bucurau. În carte, asta e povestea în carte. În carte, dreptul acestei prime nopți, da? Pe care Paul n-a vrut să o folosească pentru a nu crea ideea în mintea privitorilor că Targaryen erau niște violatori de mirese proaspete, ceea ce erau până la urmă, da? Și în schimb, eu spun că în carte spune că familiile erau bucuroase de faptul că, fiind o legendă Targaryen, ei spuneau lor despre ei că erau buni, știi? Că familiile erau bucuroase și când se năștea și un copil, prințul de pe Dragonstone oferea chiar recompense familiei respective pentru faptul că au un bastard de la el. Ce trebuie ținut minte este că este o lume medievală asta și puțin diferită. Trebuie ținut minte că House Baratheon de asemenea este de fapt Oris Baratheon, primul the first of House Baratheon, era fratele bastard al lui Aegon Targaryen, da? Chiar dacă avea părul negru. Restul discuției, din păcate, e destul de ciudățică asta cu despre onoare și loialitatea oamenilor de rând versus frații săi. Ea are un oarecare, dar nu e construită bine. Ea are un, e un foreshadow pentru viitor, nu vreau să dau spoilere. Deci este un foreshadow aici pentru viitor, dar în același timp e jucat atât de rapid și în trecere încât nu are acel vârf, acea culminare, știi, să zici, da mă, da, this was a true foreshadow. E mai mult așa. Problema este că Mizaria în continuare este vioara întâi. În momentul ăsta, scena asta, e doar culminarea conflictului, de fapt. Adică aveam nevoie să știm, dumneavoastră, ce părere să aibă Corlys despre chestia asta, și atunci au făcut ceva foarte simplu, foarte baseline, să zic așa, în care îl umanizează și pe Corlys vis-a-vis de ce urmează el să facă. În același timp, arată că ăsta micul e duty bound, da? El își știe locul chiar și în contextul actual în care el este un Dragon Rider, dar iată că el este, de fapt, fidel. Din nou, un foreshadow pentru viitor. Și ne-am întors. Asta este cea mai bună imagine ca și imagine pentru Harrenhal. Îți vine să plângi. Există o mică discrepanță aici vis-a-vis de atitudinea pe care o are Sir Tully, ca să zicem așa, în cele două scene, în începutul și finalul scenei. Nu știu dacă avea sens, pentru că el nu și-a schimbat, de fapt, poziția de putere. În ambele scene era în aceeași putere. Dar de dragul teatralității, dramatismului, avem aceste momente. Dar în realitate, personajul n-are, e pur și simplu, n-are niciun sens să comporte așa. Aici, ăsta e momentul care spune, and I have no love for Daemon Targaryen. Ăsta e momentul, switch-ul care îl spuneam. Nu își are sensul, nu își are rostul. Evident, dramatic, din punct de vedere serialului, da, înțeleg, domnule, zice, mamă, ce a zis ăsta micu? Dar e de serial, nu e de realitate. Aici eu am, cu asta am problemă. În rest, scena overall funcționează, n-am nicio problemă. Ăsta micu se enervează, face urât. Daemon, din nou, foarte fluid în abordările pe care le are. El, în primul rând, aici, în tot consiliu, să trebuia să fie pe dragon. În niciun caz trebuia să fie în picioare. Mai e o chestie. Din necesitatea de a simula Game of Thrones, producătorii au spus că asta, și mă gândesc, de ce e toată povestea asta la Riverrun? De ce, pardon, la Harrenhal? De ce au creat toată chestia asta? Este, de fapt, o încercare de a genera al treilea pol de putere. Pentru că în Game of Thrones, întotdeauna, pe parcursul întregului serial, a existat întotdeauna poluri de putere. Nu doar, nu era un conflict între Starks și Lannisters. La un moment dat vine, vine Pedro Pascal pentru Dorne. După aceea avem The Tyrells. Adică întotdeauna există un mic, există un al treilea pol de putere, dacă vreți. Întotdeauna există încă ceva care se mișcă pe acolo. În cărți e mult mai amplu, dar în serial întotdeauna a existat un potențial ca un al treilea jucător să bage un băț prin gard. Și atunci asta încearcă și ei să obțină aici, cu această poveste la Harrenhal. Dar din cauza că au acest Daemon extrem, extrem de... E pur și simplu all over the place. Este un plot device. El pur și simplu se schimbă și acționează în funcție de unde trebuie să ducă povestea. Adică
nu povestea se schimbă pentru el, ci el se schimbă pentru poveste. Și aici e principala problemă pe care o am cu povestea de la Harrenhal. Aici din nou l-avem pe Oscar Tully care va face scheme, nu știu ce, va pune poveste întreagă și noi trebuie să fim toți mamă, mic drop, motherfucker. Asta e moment în care ei încep. Aici îi spune, Oscar îi spune lui Damon, will you have our army or not? E momentul în care noi ar trebui să înțelegem, să avem așa acest moment de unde el știe să joace joc. Oscar Tully just îl pune pe Damon in his place, în același timp îi spune, this is the only way you can get it, motherfucker. I'm equal to you. Toate astea s-au întâmplat pentru că Damon l-a pus pe Blackwood să facă ceva ce n-a făcut niciodată în cărți, dar ei au făcut treaba asta ca să ajungă aici, ca să aibă sens povestea asta. Au inventat ceva ca să poată să inventeze altceva. Ăsta e adevărul. Au fost pur și simplu în cercul activităților, au băgat două puncte, știi? Dar n-au nicio legătură cu ce se întâmpla oricum. Adică acțiunea lui Damon de a-l trimite pe Blackwood să omoare copii și să violeze femei nu a avut un sens nici atunci, nu a un sens nici acum. În contextul în care ei au venit și i-au spus, bă băiatule, nu te recunoaștem pe tine ca rege, ca whatever the fuck, știi? Aia care s-au dus pe partea greșită, da, ei sunt trădătorii. They had to be put down. Metoda. Iar din nou suntem în acest Westeros foarte liberal. Toată chestia e că în toată scena asta îl pune pe Damon într-o poziție asta de impotență totală. Și aici e o problemă pentru că deodată, deci Damon are în momentul de față pe Caraxes, cel mai periculos dragon din Westeros, în afară poate de Vhagar. Vhagar, cu al său călăreț, cu Aemon, este oh my god, so powerful, so mighty, everybody fears him. Damon e un fel de păcălici. Damon e, bă, vine ăsta micu, îl pune la punct. La un moment dat, cine scrie scenariile astea, trebuie să uite puțin de desenele animate, trebuie să uite puțin de CSI și de scris for drama, ca să zic așa. Și nu are să începi să spui o poveste spusă inteligent, cât mai inteligent, cât mai elaborată, cu mize, ca să pară mizele reale. Aici, repet, Damon este această frunză în vânt care se schimbă în funcție de ce vor ei să facă, ceea ce este just bad writing. Scena în sine e frumoasă, e drăguță, dar pretinde de la tine să vezi serialul exclusiv pe felii. Adică în orice, îți spun așa, nu te gândi la trecut, nu te gândi, te rog frumos, nu te gândi la personaj, nu te gândi la asta. Gândește doar la ce vezi. Take in what you're seeing. Nu analiza nimic, nu încerca să înțelegi, nu încerca să oferi acestor personaje mai multe layere, știi, mai mult depth, pentru că nu există. Te să te bucuri doar de ce vezi pe ecran. Adică, uite, aici Damon face așa, înseamnă că așa de să fie. Da? Iar eu nu pot să mă uit la serial în felul ăsta. E lame aici, asta e scenă slab, ăsta e adevărul. Și ăsta e momentul în care Damon face ceea ce trebuie să facă. Dar Damon aici este pus în această poziție de copil. Asta e chestia. Erau alte metode, știi? Mult mai politice și mai cool și mai ample și mai... Numai că ei au spus, bă, nu mai filmăm și în altă parte. Și dăm așa înainte. It's kind of lame. Unghiurile astea de spion sunt interesante. Evident e un vis ăsta, dar practic ne spune că cineva vede chestia asta. Și scena asta de aici de undeva, this God's eye point of view, dar mai ales scena asta aici, adică această încadrare, unde vedem că something is looking behind stuff to Damon, știi? Adică sunt și chestii drăguțe, nu pot să spun că sunt doar chestii nasoale. Toată chestia asta a fost și un moment, scena precedentă cu scena asta cu coroana, e și despre, probabil că aici încearcă ei să găsească, să aibă acesta, ca Damon să fie avut apogeul setei după putere și să fie un moment în care el poate, că din nou, săptămâna viitoare s-ar putea să schimbe complet abordarea lui Damon, dar încercarea asta este de fapt de a prezenta acest moment în care până și Damon se zice, bă, mă îndoiesc că cu adevărat asta îmi doresc. Știi? Adică îmi dau seama că I also need my allies. Ceea ce e puțin ciudat pentru că he's the leader, he's the king, să zic așa, dar, din nou, they have to move the plot along. Asta e cea mai funny scenă. E funny, în același timp, e una dintre scenele de... am putea clasifica scenele din serial ca scene de preamp, de build-up pentru viitor
și scene care they move the plot along currently. Cam asta e faza. Scena precedentă cu Oscar Tully este o scenă în care vedem ce se întâmplă la momentul respectiv. Scena cu visul e de setup pentru mindset-ul lui Damon pe viitor și scena asta la fel este o scenă de setup pentru sezonul 4, practic, pentru acțiunile lui Larys. Ea asta vrea să ne arată că Larys este committed to the king, practic, și că, look, the king is in danger, într-o stare bună. Dar în continuare, Aegon, he should be the king. Știi, aici e chestia ciudățică. În carte, după Lux Rest, for a year, the king slept. 9 out of 10. That's it. Da? With his mind being, că și mintea lui era mereu încetoșată de Milk of the Poppy. Pe când aici vă ne arată că, uite, we have to keep him strong, știi? Cum e, mini-ulvurine așa, știi, cu healing factorul ăsta de după 2 săptămâni era... Oh, people are of old Valyria, but we are not dragon lords. Aici spune ca și cum, știi, domnule, vezi tu că de pe Maixa vine. Îți repet, nu vine pe Maixa, 100%. Dar e un fel de a spune pentru ei, probabil că ce încearcă ei să facă aici e să-i spună și lui Alan, știi, du-te și încearcă și tu. Atunci ar avea un sens să spunem dialogul ăsta. Scena e drăguță, peisajul e superb. Da? Problema este toată abordarea asta cu The Vale, cu House Royce. Așa, Arryn, pardon, House Arryn și așa mai departe. Aici nimeni nu urmărește, noi nu știm câți kilometri a parcurs, se pare că avem un nou caz de Renly Baratheon, care poate să fugă tare de tot, dar tare de tot, și deja a ajuns undeva în mijlocul munților, știi, adică s-a dus, e clar că în serial vor înlocui un personaj din carte, un personaj în carte care e destul de important, personaj pe numele său Nettles. Un personaj care în carte, e clar că nu va apărea, ce o să vă spun ce se întâmplă în carte, pentru că în serial nu va apărea, un personaj cu care Daemon Targaryen are și o aventură. Asta date fiind circumstanțele cu Rhaenyra, care în carte devine această femeie obeză, așa mai departe. Sunt, evoluția personajului în carte e puțin diferită, e puțin mai veridică, să zicem, pentru că Rhaenyra are 7 copii până la urmă și e dificil pentru corpul ei. Nettles este cea care îl va lua pe Shipstealer și întotdeauna Nettles este acel personaj care creează, care distruge mitul Targaryen. În ce sens? În sensul în care Nettles este super, 100% baseborn, adică Nettles nu are sânge de Targaryen în ea, dar în același timp, în schimb, are ceva. Ea are abilități de warg, nu se specifică foarte clar, numai că se dă de înțeles chestia asta. Și practic, ea ce face, ea îmblânzește un dragon sălbat. Doar că, evident, pentru a călări dragonul, ai nevoie de aceste abilități de warg. De ce? Pentru că să poți să comunici cu el. Asta e foarte important, mai ales în contextul în care Shipstealer, dragon sălbatic, da? Care pe lângă faptul că e dragon sălbatic, nu are nici... harnașament și așa mai departe. Și atunci Nettles, din punctul meu de vedere, este un warg și are abilități de warg acolo pe care poate să comunice cu dragonul. Dar, repet, în carte ea este cu totul alt personaj și ei vor fi nevoiți să schimbe totul pentru că Rhaena este fica lui Daemon. Asta cu I Will Retire Now, la fel, genială, în contextul în care sunt două corturi amărâte. Adică, haideți să înțelegem o chestie. Chiar dacă ar pleca regina în pădure, 100% Sir whomever the fuck ar putea accesa traistă cu un cort pe cum aia cătării. Un cort acolo, mai știi, mai așa. Nu puteți să facă Bear Grylls aici, adică there's no fucking point to that. Adică acea, pare că Alicent are acest moment de redescoperire, de zen, budism, de one with nature, call it whatever the fuck you want. Și numai acum schimb o scenă bună. Asta e o scenă bună, iară, în contextul scenei. Da? Așa cum eu spuneam și în scena cu Daemon la Harrenhal, dacă abstractizăm complet și nu ne gândim la macro-narrativă, ne gândim exclusiv la scena asta mică, scena este foarte mișto. Foarte mișto pentru că Jace, de fapt, are o frică. E bine plasată în contextul personajului, dar nu cred că ar fi avut-o acum. În ce sens? În momentul de față, în jurul lor, lumea cade. Adică, the stones are falling down. E destul de mare disperarea. Ăsta nu e un moment în care ai timp să te gândești la moșteni, că tu o să... Eu ce mă fac? Eu trebuia să fiu prinț. Știi? Și că am o problemă acum, voi fi atacat pentru faptul că sunt bastard. Ai fost atacat pentru faptul că ai fost bastard.
de un aliat, de House Valerian până la urmă. Adică, it's fucking real, it's true. Vei fi atacat toată viața ta pentru faptul că ești bastard. Dar în același timp, ai dragon și tu, ca și alții, ești, practic, ești fiul mamei tale. Dacă mama ta e regina, tu ești regele. Adică dacă ești numit Prince of Dragonstone, nobody cares after that anymore. Adică el aici spune, and when you die, regnirea spune, I will take my place on my father's throne. El spune, when you die, nothing will happen when you die. Aici e o chestie care mi se pare nasolică, aici e treaba, știi? Încearcă să logifice, da? Să creeze o logică în ceea ce spune Jace, dar de fapt și scena asta face un setup pentru viitor. E setup-ul la scena precedentă cu loyalty and stuff, care va duce în cele din urmă acolo, ne va duce peste 10 episoade. În contextul actual, el n-ar avea niciun motiv să gândească, mamă, ce mă fac eu, că o să fie ăștia împotriva mea și așa mai departe. That episode is behind us. A fost deja. A fost plotul întregului sezonul 1. A fost principalul motiv al conflictului din sezonul 1. Adică tu între față duci înapoi și spui, this is new, we have to talk about this. Like, dude, we had a fucking conversation a fucking season ago. Do you think I would have black hair? Aici mă întreb o chestie. Dacă, dar nu e posibil pentru că și Jon Snow are, mă gândeam acum dacă vor să creeze un fel de canon entry, cum că dacă tatăl, dacă femeia e Targaryen, copilul iese cu părul negru și dacă tatăl e Targaryen, se cu părul alb. În schimb, acum mă gândeam dacă poate și Oris Baratheon, de fapt, Ormond Baratheon, nu știu cum cheamă pe primul, dacă și Ormond Baratheon avea părul negru, nu din cauza că era fratele după tată al lui Aegon, ci poate era fratele după mamă al lui Aegon. Dar mi se pare puțin far-fetched. Iar în de-a lungul istoriei casei Targaryen au existat mai mulți bastards cu părul negru, nu era musai, părul alb de obicei ieșea doar în părul alb ieșea în contextul incestului de cele mai multe ori și faptul că practic frații Rhaenyrei au ieșit cu părul blond spre alb, era a fost un incident, ca să zic așa. Și spune, I mislike all of this, și el spune, don't pursue it. Un episod, cu trei episoade înainte, spuneau, we have to do this. Aia zic că consistența asta, vine singurul care mă irită, singurul care mă tânoiz mie, știi, mă plictisește, așa, mi se face, zic, bine mă, bine, așa, ok, dacă așa vreți voi. Este această inconsistență în acțiunile personajelor, în abordarea lor. Nu există deloc o linie, un fix al povestii. Aia e nasol când scriu prea multe persoane, același personaj, pentru că nu există, eu nu înțeleg, fiecare dintre ele alege să înțeleagă personajul așa cum vrea fiecare persoană, în loc să fie un singur scriitor care știe exact, băi, ăsta e ăla, știi, mami, e inspirație după unchiul meu și uite, unchiul meu ar face așa și începe după linia asta. Aici ăsta e un rezultat al multiple writers. Și nici nu, e un moment în care încearcă să soartă preenirea ca această femeie care acum e răută și ignoră băiatul. De câteva episoade încoace, Jace este pus la zid oarecum de Rhaenyra sau este îndepărtat de Rhaenyra. Doar că este o realitate aici. Jace are o idee super proastă acum. Rhaenyra n-are de ce să-l asculte, știi? În același timp, toată chestia asta, această destabilizare a lui Jace, duce probabil în cele din urmă la alegerile pe care le vom vedea probabil în episodul 4 din sezonul 3. Pentru că pare că episodul 4 din fiecare sezon e The Big Battle. Deci, montaj. Cute montaj. Problema este că de ce e mereu îmbrăcat în roșu? În momentul ăsta cu discuția asta din bar, e iar The Three Stooges, e comedic. Nu am ar ce comenta. Da, acest personaj care el însuși este mirat de un eventual rezultat pozitiv. Da, poate în contextul serialului, dacă nu știi povestea absolut deloc, că merge oarecum. Asta și din cauza că pentru el nu prea am avut character builders moments. Nici pentru Hugh n-am avut, de fapt. Pentru Hugh am avut doar momentele cu fiica sa. Știm că e un om de familie. Pentru, practic, am avut doar momentul ăla dinainte să vină Aegon. Și atunci să spunem că, într-un fel, pentru necunoscători, e un character moment. Mie îmi displace, de fapt, pentru că știu povestea și mi se pare că este exposition and that's it. Și, de fapt, ăsta este momentul în care ni se explică care este planul lui Mizaria, știi? The small folk explains the plan. Doar că, așa cum am spus și în reacție, în momentul în care folosești această metodă de a propaga, de a informa lumea, tu tocmai ai spus că toată lumea din barul ăsta știe. Toată lumea știe. Fata aia care dă cu mătru aici în spate, ea trebuia să fie a lui Laris.
Nu te las trebuia să fie lui Laris. 110%. Moment în care Laris afla, da? The master of whispers and my little birds and my little spiders and whatever the fuck you want to call them. Toate astea, ca master of whispers, le știai. Le aveai. Da? De aia zic că doesn't fucking work. It does. It's lazy. Asta e adevărul. Aici nu e... Și e ok, overall, discuția nu era. E povestea vieții lui, cine era el, a lui Seira Targaryen. Maica fiind Seira, sora lui Viserys. E adevărat, era, ea a fost ribă mai șturlubatică, așa. Alegerea pe care a făcut-o din nou showwriterii a fost ca Seira să devină, să fie numită mama lui Hugh Hammer. În carte nu există relația asta. E puțin diferită povestea lui Seira. În primul rând, este într-adevăr, ea este, pleacă în Lys, unde devine o dar. Face suficient de mulți bani, este suficient de puternică, primește bani și la Mike sau Alicent și devine această, practic devine această, pleacă după aia în Volantis, unde devine proprietăreasa unui lanț de bordeluri și devine foarte puternică. Are 3 copii, repet, și la Consiliul din 101, când se face Consiliul la Harrenhal, când este decretată Rhaenyra ca fiind next in line, tot atunci, cei 3 fii al lui Seira, bastard toți, evident, vin și they press claim, ca să zic așa, spun și ei că vor și ei. Evident că nu se dă nimic, nu sunt acceptați, marș acasă și mai departe. Dar asta e faza, că Seira Targaryen, în a doua parte a vieții ei, deci după 30 și ceva de ani, este matroană, puternică, bani, chestii, nebunia lui Salam, ca să zic așa, și nu este mama lui Hugh the Hammer și nu moare într-un bordel undeva departe, îndepărtată și nu știu ce, și abandonează copiii și toate astea. Adică, iar o schimbare ca să-i dea, de fapt, să îi ofere și mai multă legitimitate lui Hugh, probabil, pentru acțiunile pe care urmează să le aibă. Și atunci, na. Hugh the Hammer va fi foarte prezent în sezonul 3, fără doar și poate, și el și Wolf. E un moment de intenție pentru Hugh. Îi spune, they would make you a lady aici, soției sale. E acest moment de intenție, de stating the theme, dacă vreți, pentru el. Couldn't save my daughter. If I would have a dragon, we would never want for anything anymore. Obiectivul lui a fost mereu să salveze fetița, pe care n-a salvat-o, evident, aici e implicit că a murit. Și în același timp este implicit că își iubește familia. Da? Dar tot timpul tot auzim acest în background, unde se va întâmpla ceva, din nou nu dăm spoilere, și atunci probabil că motivele lui vor eșua undeva pe parcurs. Din nou, Laris n-a aflat nimic, astea, bărcile în port nu le-a văzut nimeni, adică din cauza că e greu, e foarte greu. Ce a scris Martin acolo și ce nu a scris, că și asta e important, ce nu a scris Martin acolo e tocmai în ideea asta de băi, unele chestii sunt foarte greu de logiferat și atunci prefer să-l steer away from them, nu mă bag în ele, știi? Și în altele mă bag. E, aici ei tot aleg să umple golurile cu tot felul de idei de primă mână, asta e faza, știi? La prima mână, pe aia o băgăm. La un moment dat producătorii au ales să bage scene și din alt serial, nu știu care e faza, e o reclamă la un spa ceva, la un mountain retreat, în care joacă actrița care joacă și pe Alison Hightower, ea merge prin pădure și se bagă în apă. Ceva, adică ce, asta ar putea să fie un reclamă la un parfum, trebuie să fie o reclamă la un... Totuși, trebuie să menționez o chestie. Iarba pe care o vedem aici, în background, e iarbă de munte. E pășune alpină. Apa aia acolo are 4 grade jumătate. Dacă faci băiți aici, buzele să fie vinete și nu te să poți să mai miști după aceea. Este momentul ăla de La Llorona, mireasa care moare în lac. E clar că obiectivul lor aici a fost, iar ce a ieșit și ce a vrut să fie, sunt două chestii separate. E clar că dorința principală este aceasta de a arăta pe toate scenele astea lui Alicent în episodul ăsta, sunt aceste scene în care I just want to die, I just want it to be over, I'm in such deep pain. Dar n-a ieșit. Asta vor să facă. Adică aici probabil că asta este o scenă de semi-suicid, da? Un moment de I'm done with this shit, dar n-a ieșit. Așa, simpatică, știi? Ce am spus, Chloe Zhao style. Numai că aici ar trebui să ai buzele vinete, vânătă total. Și este 100% clar că stă pe ceva. Anybody who ever swam, oricine care a notat vreodată știe treaba asta. Faza asta e că ea, ca să poți să vinzi ideea asta de I'm done with this shit, trebuie să fie mult mai lung procesul, știi? Mult mai amplu. Nu că am văzut o pasăre și am plecat. Adică asta este
ideea. Ea trebuia să vadă, nu știu, ceva roșu care înghite ceva verde. Trebuia să vadă ceva mai amplu, ca să zic așa. Aici scena cu cotletele și cu miei. E drăguț, abia cum mi-am dat seama, aici e Wolf și aici e Hugh, practic. I-au inclus și pe ei în chestia asta. E ok momentul ăsta în care Dragon Caretakers se răscoală așa puțin. Normal, n-ar fi extant niciodată. Ei răspunde dragoni. The king or the queen commands them. They shut the fuck up and they do their job. And that's it. Nu, asta cu răscoala împotriva dragonilor, probabil e un moment în care să mai avem o contestare pentru Rhaenyra, pentru că contextul episodului este Rhaenyra acum trebuie să aibă un low. Ca să ai un win, trebuie să fii mai întâi in the valley of despair. Știi? Și momentul în care dragonii sunt luați, ea e fuck yeah, dar I went through so much hard shit and everybody hated me. Că de aici vine acest moment. Pentru că, în mod normal, din nou, n-are niciun sens ca protestează. Ce suntem aici? La fabrică, la uzină, la Dacia? A venit sindicatul? Ei, băieți, asta e singura chestie mișto, această replică de The Last Magic of All Valyria. Aici, în schimb, nu poate să o spună el. Asta este un nene. E un nene care nu are de unde să știe chestia asta, cu magia, cu nu știu ce. Aici trebuia un Red Priestess. Ca să aibă sens replica asta, they are the last magic of all Valyria in the sad world. Aici era musai să fie un Red Priest. Ea putea să spună chestia asta. Niște băieți arși pe față, dar din nou este un mic foreshadow pentru don't play with guns. You're gonna get fucked. Și este siderată și nu are reacție. Și asta era acest moment. Acum duc mai avut momentul ăsta de I used to think I knew what it was to claim a dragon. E acest moment de sinceritate simplu inutilă. Ea trebuia să vină să spună, let's go, let's get a fucking dragon. În momentul în care putea fi trădător aici, putea fi, adică the writing is too dramatic, it's too on the nose. Asta e adevăr. E exposition 100%, știți, asta faceți, așa mai departe. N-am, nici nu am ce comenta la adresa scenei. Iar următoarea scena asta în care we get fodder for the dragon. E foarte mișto tehnic vorbind. Sunt și niște one-uri, am observat pe acolo, sunt niște scene în care camera urmărește foarte mișoată povestea. Dar faină, un exercițiu tehnic impresionant, asta ar fi de spus. Aduce ceva nou în lor. De ce poate ea să vorbească acum cu Vermithor fără niciun fel de problemă? Care sunt motivele? Cum funcționează toată povestea asta, de ce... Aici e problema când schimbi iară. În carte, ideea este așa. Dragonii ăștia au cuibul, ei trăiesc singuri prin lume, cum o găsesc pe Silverwing, de asemenea, trăind singuri acolo. Uite, clace vegs. Deci ei trăiesc singuri, n-au niciun fel de treabă, dar pe lângă toate astea, da, ei știu că acolo e dragonul ăla, acolo e ăla și acolo e ăla. Și nu se duc așa în gașcă, ci fiecare... One guy goes and claims him, știi? Asta cu, am găsit 50. Asta e ca să finish the scene, da? Să fie și mai dramatică și așa mai departe. Punctul meu de vedere, a fost frumoasă, adică tehnic vorbind, faină. That's about fucking it, știi? Cool? Maybe. Cum se făcea claiming a dragon? Era exact așa cum am făcut cu... cum a făcut și Aemond. Cu Vhagar. Încet, calm, se duce, claim, știi, mind melt și așa mai departe, volcanic, brain melt. Nu asta cu 75 de oameni, bă, ia vedeți mă, care se conectează la Wi-Fi? Adică, iar, fain ca aspect, dar foarte lore breaking și foarte disrespectful, aș spune, pentru lor. Momentul ăsta cu Dohaeras. Asta e ca să arate că le arată probabil celorlalți. Unu, how much of a badass she is când nu e Missandra, Missaria lângă ea. Și doi, să le arate cum se procedează. Știi cum a venit, dom'le? Așa de să faci cu un dragon. Și ăsta e moment de acest, repet, acest mind melding, această concepție de the dragon, they connect to the same Wi-Fi. Ce mi-a plăcut în schimb la modelul lui Vermithor este care gușa asta pe care ei vor să o vândă mai departe, pentru că și Vhagar are gușa asta și atunci cum am venit cu cât îmbătrânește, cu atât îi apare și gușa. Cute consistency modeling.
dar coarnele par să nu mai crească, ceea ce mi se pare ciudățel. Adică și coarnele ar trebui. Veigar nu are deloc coarne. Și poate și asta e o alegere pe care au făcut-o ei intern acolo, că odată ce un dragon îmbătrânește, poate cad coarnele. Asta e momentul în care reînirea această, știi, acest dark night of the mind. Shit, what the fuck have I done? Pentru că mai târziu, evident, să aibă acel moment de glorie infinită și de yeah, fuck yes, man. E bine când încerci să pui character moments. Este o tehnică în edit care se numește he looks, he sees, he thinks, da? Practic în care e o serie de cut-uri pe care le faci cu personajul, te uiți la mai întâi arăți personajul, arăți ce-a văzut și apoi arăți din nou personajul și îl faci să simtă, adică să transmită ceva. E o tehnică foarte utilizată mai în cinematografie pentru tot ce înseamnă character building moments, este esențial. Se folosește de 70 de ani aproape de editare video, ceea ce e bine, adică e fain editat și fain formată scena. Poate singura chestie este că e făcut mai mult de spectacol și mai puțin de driving the plot along. Repet, copacul ăsta care e verde aici, lemnul era bun, frunzele nu, dar lemnul bun. Ce caută în peșteră, că n-a înțeles nimeni. Asta e o încercare de one shot aici, mi s-a părut drăguță chestia asta. În același timp încearcă să arate și violența unui dragon, doar că noi știm deja cât de violent e așa puțin amestecată faza asta cu uite dragonul care mai face ceva, e dragonul medieval, știi? E ok, putea să iardă pe toți din prima, adică la dimensiunea lui. Considerați că trebuia să fie mai mare decât Drogon de două ori, dar nu e, da, așa trebuia. Era suficientă scena asta. Scena asta în care Hugh, dar din nou, de dragul spectacolului a fost mai mult, dar scena asta în care Hugh se confruntă cu Vermithor și îl pune în gardă și spune fuck you, motherfucker, I'm here, my mind is sharp enough, era suficientă. Toată nebunia asta cu dragonul care a mâncat pe toți, de ce, ca să ne arăți că aici a swelling theme of the target of Rhaenyra. După toate dubiile pe care le-a avut, avem acest moment de glorificare. Repet, e ok. Overall, ok. Toată scena asta de a râs puțin și în reacție, mi s-a părut faină. Modelul lui Silverwing îmi place. Practic ei, pentru cine nu știe, Vermithor era al lui Prince, al lui King Jaehaerys și ăsta era al lui Queen Alicent. Da? Cei părinții lui Viserys, cum ar veni. Cei cuplul ăsta de dragoni. E drăguță, e interesant, a fost drăguță și scena, el împiedicatul și toate astea și cum, așa mai departe. Cute, unul a ucis, dar asta e mai veridică la nivel de claiming a dragon decât cealaltă. Acum, că a simțit că e frică, că e femelă și de aia l-a apreciat mai mult, că era un om bun, doesn't matter, nici ei nu explică prea mult, dar this was the scene. Aici spune că Tessarion just took to wing. Nu mai țin minte dacă și în carte era așa. Cred că totuși Tessarion era suficient de mare. Pentru că eu spun ca și cum Tessarion este foarte, foarte mic. E cât era Drogon în scena din Meereen. Dar pe cum a jucat scena, în schimb, cum se uita așa, știi, era puțin fuck is going on. Și privirea asta între cei doi, ca și cum I told you to tell him. Acum urmează cea mai interesantă scenă, unde o chilă, zici și Haiganul, da? Vede de la o distanță de, nu știu, 5 km, 6 km, vede exact ce se întâmplă în partea aia și o ia înapoi. Ce mai e interesant aici, mi-a plăcut chestia asta, și chestia care am plăcut aici, în afară de scenă overall, e acest moment în care acum vedem că Daemon e într-un final, oarecum în full control of his dragon, adică știe să-i spună, bă, stai, oprește, vino, fă. Nu este master of, dar e suficient de bun încât să poată să-și oprească dragonul dacă e nevoie să-și-l oprească. Și aici, în momentul ăsta cu 3 dragoni, care trebuia să fie 4. Aici mi-a dat mie puțin cu virgula. Poate nu văd eu pe al 4, poate lipsește undeva. E clar că lipsește Seasmoke, practic. Mi-a plăcut, overall, n-a fost un episod nici grozav, nici rău. Eu am spus, cred că și în 7,8 i-aș da în zona asta. Mi se pare că vedem cum o să fie finalul. E foarte mult filler sezonul, adică am avut o primă parte pe care am putut să contăm, pentru că știau că se îndreptau spre... Știau că se îndreptau spre Rook's Rest.
Ce pare că fac ei, sistemul pe care, în care e scrisă cartea, adică sistemul în care scriu serialul, este își aleg momente din carte, alea sunt keystone, alea sunt, sunt puncte, dacă vrei, pe o hartă imensă, să ajungem în punctul ăsta, pentru că din ăsta derivă ăsta. Și atunci, ei știu că vor să ajung aici. În carte, drumul până acolo, din punctul ăsta unde au fost până în punctul ăsta unde vor să ajungă, în carte e o linie, să spunem. Ei de foarte multe ori aleg să o ia puțin pe ocolite. Nu întotdeauna bine, aici e chestia, din cauza că în necesitatea de a, de a mișca the plot, pentru a arăta ceva, inventează foarte multe lucruri care v-am spus, de multe ori pur și simplu le zici, păi, dar de ce? Why did you choose this? Știi? În același timp, pentru cine n-a citit cărțile, mie mi se pare că te duc a decent job. Adică nu știu câte lume în afară de mine își pune întrebările astea. Cred că cei mai mulți oameni sunt absolut ok cu asta. Acum, asta e o parte bună, e o parte rea. E greu de dezbătut, tematic. Probabil că cei mai mulți oameni nu jurăsc nimic altceva decât I wanna see my dragons, I like Rhaenyra, I'm fine with that, I'm just gonna live with that, știi? Ceea ce este absolut ok. Dar din punctul meu de vedere, episodul ăsta a fost puțin tel mai slăbuț. Cum să vedem finala, da? Din câte am înțeles, sunt niște leak-uri online, n-am citit nimic, nu vreau să știu. Sunt curios ce vor alege să facă. Eu am spus deja că se poate și un interviu anul trecut și a spus că, unu, au ales să aibă big battles în episoadele 4-5, dacă nu mă înșel, și atât. Adică bugetul este de one big battle per season și am avut deja aici Rook's Rest în episodul 4, deci nu cred că o să mai avem un a big battle in the season, dar mi se pare în schimb că mai au multă poveste de adăugat până la următoarea mare bătălie care este The Battle of the Gullet. Dacă vom ajunge acolo, cum vom ajunge acolo, dacă vom vedea pe Tessarion și pe Daeron, o să vedem. Am văzut că în trailer există un shot cu un dragon mic albastru, probabil că Tessarion. Acum, dacă da, dacă nu, o să aflăm. Oricum, un episod decent, 7,8. Sper să crească puțin nivelul de consistență al personajelor în deciziile pe care le iau și în felul care fac lucruri. Sper să se încheie odată toată saga asta de la Harrenhal. Cred că s-a încheiat. Doamne ajută. Iar visele lui Daemon, știi că aici e o problemă aici cu visele lui Daemon. Nu duc nicăieri. În afară de visul ăsta în care el face un pas în spate și spune fuck it, I don't want the crown, actually. Visul cu Maixa didn't go anywhere. Visul în care o decapitează pe Rhaenyra, didn't really go anywhere. Sau poate ce vrea să spun este că toate aceste vise, o să fac poate un clip dedicat exclusiv viselor, să vedem dacă unde se îndreaptă. E de constructivismul ăsta a minții lui Daemon. Toate celelalte personaje sunt extrem de, cum îi spune, paper thin în character, știi? Dar la Daemon avem nevoie să-l facem, să-l îmbârligăm, să facem ca să înțelegem niște... It's like, what are you doing? Daemon should be the sword, Rhaenyra should be the queen. Unele chestii nu trebuie să intri prea mult în detalii pe ele, adică nu ai nevoie să faci mega explorările vieții, să ne povestești cum orice variantă, nu există adevăr, cât adevărul tău și că adevărul meu este interpretabil și... What are you doing? Leave that shit home. Write proper stories. Anyway, ce te-am spus, dragii mei? Vă mulțumesc, ne vedem luni pentru Watch Party-ul de la episodul final. Până la viitoare, dragii mei, nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai de bine!